Salutare tuturor! Bine ați revenit pe canalul de YouTube Doar pentru Dunăreni. Salutare tuturor dunărenilor! Iată-ne la o nouă ieșire pe Dunăre. Fac introducerea din mașină, că mă grăbesc să ajung cât mai repede pe malul apei, unde mă așteaptă deja cei doi parteneri ai mei de la partida asta. Doi membri susținători, Alex, membru vechi, și un membru mai nou, mai recent relativ pe canalul nostru de YouTube, Robert. Mergem în județul Călăraș, unde o să încercăm să pescuim la șalău și la somn. Începe perioada șalăului. Începe un pescuit care mie îmi place foarte mult, așa că o să încercăm să vă arătăm niște șalăi pe cameră și la partida asta. Merg într-o zonă în care de obicei am prins bine șalău toamna, pe răcire acum. Apa a mai scăzut, a scăzut cam aproape un metru de la ultima mea ieșire pe Dunăre, așa că și după limpezirea asta care se petrece, cred că șansele cresc pentru ceva capturi față de partida trecută. Avem și ceva mămeală pentru somn, râme negre și lipitori, evident, de la Nădan din Cernavodă. Mâine după amiază o să vină și Mihai cu barca să facem o ultimă încercare la Clonc pe anul ăsta 2024. Poate să ieșim puțin și cu barca la staționar în niște cioate, să încercăm și acolo pescuitul somnului la staționar. Însă, în principiu, suntem focusați așa pe șalău. Ajung și eu cam în 10 minute, mai am un pic și ajung la digul Dunării. Băieții sunt deja acolo, s-au montat, s-au instalat. Ei o să pescuiască probabil și la feeder. Eu o să pescuiesc ziua la șalău și noaptea la somn. Cum am zis, un loc pe care am mai pescuit, un loc pe care am mai prins pești, deci merg cu speranțe întemeiate așa pentru șalău și chiar și pentru somn, chiar dacă apa s-a răcit și nu prea mai e perioada lui. Ce să zic, stați până la final să vedem o nouă aventură dunăreană. Sperăm ca de fiecare dată să vă arătăm pești pe cameră, să vă arătăm frumusețea Dunării, să încercăm ca de obicei să vă transmitem partida noastră și feeling-ul ăla de stat pe malul Dunării, chiar dacă se anunță două nopți friguroase, probabil cele mai friguroase de până acum de anul ăsta, cu 2-3 grade noapte. Rămâneți până la final, dați un like și un subscribe, abonați-vă dacă nu sunteți deja abonați și ne urăm fire întinse. M-ați pus pe șalăi ăștia aici. Păi tu nu știi că ăștia șalăii mei? Frate. Am mai luat pietrușelul nou acum vreo oră și acum încă un micuț. La singurul guvit. Asta e unic. E vremea lui, mă. Uite, șalii. Cam murdar, da? Merge. Bravo. Silurus. Eram lângă foc la cafea. A venit unul frumos. Asta, da. Mamă, ce frumos este. Asta, da, Petruș. Ce mă mare pasă. Ia, nu stinge un pic lanternă, da? Lasă un pic lanternă de jos. Asta, da. Direct de la cafeluță. E piesa. Frumos asta. La prima oră acum. Altul. Fazano.
Filmez eu. Cu telefon. Al doilea ștrap în dimineața asta. Bă, șalii sunt aici? Sunt pe zonă. Da. Cărușel, a? Nu, ăsta e la Govid. A? Frumos. Frumoasă trezirea în dimineața asta, a? Bună dimineața! O dimineață superbă. Un abur așa pe Dunăre, o ceață de asta densă. Însă partea bună e că n-a fost frig, deși se anunța mai frig. În noaptea asta se anunță mai frig, se anunță spre 0 grade. Încă suntem la cafeaua de dimineață. A început bine ziua, Alex a prins un șalov frumos la vreo 2 kg, chiar o piesă frumoasă. Am prins și eu doi mai mici, unul pe Guvid, unul pe Cărășel. Azi noapte când am venit, primul lucru pe care l-am făcut, am prins niște guvizi cu miciogu aici în mal la lumina lanternei. Nu foarte mari, micuți, însă o talie bună pentru șalău. Și cei doi șalei de dimineață am prins, unul pe Cărășel, unul pe Guvid. Am avut două bețe azi noapte și la somn pe Râmă Neagră. Din nou avem omel de la Neadan din Cernavodă pe care îl salut cu ocazia asta. Am găsit râmele intacte dimineața așa cum le-am aruncat, deci somnul continuă să fie apatic și pe zona asta și pe tot cursul Dunării, din ce am mai observat eu. O să vină și Mihai azi după amiază, vine cu barca, o să încercăm o ultimă încercare la Clonc, ultima ieșire la Clonc pe anul ăsta. Și dacă nu o să avem acțiune la Clonc, mâine dimineață, în a doua dimineață, o să încercăm puțin în niște cioate, pe niște grob mai adânci, pe adâncii mai mari, la somn, la staționar. Însă momentan suntem cu șalău. Am 4 bețe pe șalău puse. A început bine ziua, Alex a prins aseară și el 1 și azi dimineață 1, deci eu 2, Alex 2. Robert n-a avut încă trăsături. O dimineață superbă. Chiar mi-era dor de stat așa lângă foc la cafea, pe temperaturi de astea puțin mai scăzute. Din punctul meu de vedere, cam cea mai, ca și temperatură, cam cea mai frumoasă perioadă. Îmi place mult dimineața să stau lângă un foc când e răcoare și să admir aburul ăsta și ceața asta care dăinuie deasupra Dunării. Acum s-a disipat dintr-o dată, așa s-a ridicat dintr-o dată. Am încercat să surprind pe cameră, să fac un timelapse, să nu știu dacă am prins. Dintr-o dată s-a risipit toată ceața și acum avem parte de o zi superbă. Se anunță cam 17 grade astăzi, deci avem o zi frumoasă de pescuit. Sperăm să vă arătăm șalei cât mai mult și cât mai mari și stați cu noi până la final și la această nouă ieșire. Am pornit GoPro. Ah, ok. Da, e micuri. Tot cu sal. Deci salul trapazanilor.
Asaltul strapazanilor. Dimineața veneau mai frumos și acum au început să intre ștrap din ăștia. Dar măcar e activitate. Micuț, băi. Ia uite ce s-a înfoiat, a căscat fălcile. Haide, mă. Trezirea, băi. Pleacă el ușor, ușor. Ăla e alu Fimiu, bă. Ia vezi, mă, Petruși. Ar trebui să fie unul de la mic. S-a simțit prea cu tare. La rene. Da. Mamă, deci ai prins guvid? O filmez pe asta, dă-mi un tur. El nu știe că urmează pe cărligavă. Deci a prins guvid la guvid. Ca să... Ăsta e guvidul cu care speram să prindem șaleu. Și a venit urâtul ăsta. Canibalul. Așa ai vrut tu sau așa s-a întâmplat? Așa s-a nimerit. Încă unul cu mușel. Da, mă. Asta e de reținut. A? Ce frumos. Trebuie? Cască-mă gura. Bă, cască gura, mă. Hai că șalăii noștri fac o pauză și vreau să vă arăt și cu ce pescuim exact. Mi-a prins cineva niște cărășei mici. Cam așa arată. Este dimensiunea bună pentru șalău. Am prins unul la cărășel. Și încă de seară, de când am ajuns, am găsit prin maluri câțiva guvizi, tot așa, nici ei foarte mari. Dar o dimensiune bună pentru șalău, încerc să prind unul, să vi-l arăt. Sunt guvizii de nisip, cei mai albi. Pentru că și guvizii ăștia sunt de mai multe feluri, însă ăsta e, așa arată culoarea guvidului de nisip. Dimensiunea la fel e perfectă pentru șalău. Am și mai mari prin găleată pe acolo. Însă asta vreau să vă arăt. Guvidul ceva mai deschis la culoare, guvidul de nisip, din punctul meu de vedere, e cea mai bună mumeală în pescuitul șalăului. Cărășii avem destui, guvizi o să mai prindem și diseară, pentru că stăm până mâine. Cărășii la fel, și mai micuți și mai mari, dimensiune bună. Cam asta e mumeala cu care încercăm șalăul la somn. Am avut și azi noapte bețe și pe râmă, un băs pe râmă, un băs pe lipitoare, nicio acțiune. Mai avem și pentru noaptea care vine și pentru diseară când vine și Mihai să dăm o tură la Clonc și așteptăm acțiunea. Momentan a fost doar dimineața ceva acțiune. Acum vreo jumătate de oră am mai luat 2 ștrapi mici, însă toată baza la partida asta rămâne în șalău din punctul meu de vedere. Diseară și mâine dimineață la orele bune sperăm din nou în ceva trăsături.
Așa leu? Da. Este. Mamă. Frumos, da? Da, mă, da. Asta e... E frumos, frate. Asta e piesa. A? O întrebare, domnul Ionuț. Cine a venit cu noroc la cu tine? Cu șalău, cu asta. Păi, mă, Mihai, tu, mă, acum mergem la Clonc și-l cocoșe. Asta, da, mă? Da, mă, da. Foarte frumos. A și tras agresiv. Da. Foarte frumos. A înghițit cărligul, mă? Trage și noaptea, mă? Și alăi ăștia trag și noaptea? Ia să-mi le arăt și nu. Stai puțin, stai puțin. Frumos. Încă unul, primul noaptea. Stingi un pic lanterna aia că te filmez eu. Încă unul la Alex, cred că m-a egalat. E 6 la 6? Cred că da. E 6-6, nu? Da. Să dai hanoracul ăla de la Madcast jos și să pui unul cu Zander. Până dimineața 8-8. Zander fishing. Bravo. Bravo. Da.
În dimineața asta cafeaua se bea în cort. A venit toamna, dar bine, la un frig azi noapte. 2 grade au fost, cea mai friguroasă noapte de până acum. Bem și noi cafeaua și ne luăm inima în dinți și ne punem pe barcă să ieșim puțin la somn, la staționar în dimineața asta. Strânge bine dimineața acum. Strânge bine de dimineața acum. Îngheța gheruțele. Deci rămânem aici, da? Fric de dimineață acum. Am luat și butelia cu noi în barcă, ne încălzim la măcar la mâine, mai încălzim și noi. Am băgat 4 lansete pe somn, pescând cu lansetele lui Mihai de barcă, niște lansete de la Michel. Râme negre și lipitor de la Neadan, evident. Ne-am pus aici pe zonă cu cioate. E o ceață densă. Nu se vede mai nimic în jurul nostru. Un frig azi noapte. Eu n-am avut treabă, sunt cu sacul de 5 sezoane, însă Mihai a simțit așa frigul. Nici cafeaua n-am avut curaj să o bem afară, a băut-o în cort. E ora 7, doar ce s-a luminat, însă e o negură. Asta așa, de toamnă târzie. Cam frig pentru sfârșitul lunii octombrie totuși, dar suntem aici în așteptare. Dai la clonc să-i atragi? Te agit? A dat în ea, dar a lăsat-o. Da. Asta e pe lipitoare pe largă aici. O luase bine, dar n-a fost hotărât. Da.
Ia vezi, mă, și tu filmează GoPro-ul ăla? Da. La cât e de frig, s-ar putea să oprească. Băi, să oprește GoPro-ul de la frig, mă. Să vede ceva? Două chilane? Cam așa. La prima ora dimineții? Așa trebuie. Hai că ne punem pe el calul. E ce o dimineață splendidă. Cafeaua caldă la termos. Pe barcă așa, la prima oră. Superbitate. Ne-am pus aici niște cioate la somn. Am luat unul la prima strigare și am mai avut acum o trăsătură nehotărâtă. Râme Negre, tot de la Neadan din Cernavodă, sursa noastră. Și lipitorile. Aveam și o săritură aici. Și lipitori. A tras? Da, da, da. Da. Este, ține telefonul. Asta e pe lipitoare. Pe lipitoare pe larg. A scăpat. Nu cred. A scăpat, nu. S-a lăsat o ceață, nu se mai vede 20 de metri în față. Somnul pare activ, am avut 3-4 trăsături așa în prima jumătate de oră, 40 de minute. Doi înțepați chiar, unul pierdut pe drum și încă vreo două trăsături. Da, e o ceață, s-a lăsat o ceață așa, s-a lăsat jos și un frig. De zile mari. Hai, sperăm să revenim cu niște capturi frumoase din barcă de aici. Ia ziceți, băieți, cum stăm? Ne rupem și noi, prindem ușa. N-am mai vrut șală un dimineața asta, a? Robert la bubuie bine pe șalău. Da. Am mers, Robertică, șalău? La tine nu prea vrută. Domnul Pietrușel se pregătește să strângem bagajele încet, încet. O dimineață autentică de octombrie. Nu se vede nimic. O ceață care părea că se ridică. Însă acum când am venit din nou pe mal, cred că am o trăsătură. Am o trăsătură. Am avut o țăcăneală aici. Probabil un șalău mic. Nu, a ciocănit-o puțin doar. Ba da, e aici. Am venit din nou pe mal, am schimbat bețele pe șalău din nou. Ceața asta nu vrea să ridice deloc, 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 deloc. Nu, că a ciupit-o doar pe ceva ori. Mai avem ceva guviți prins și de-azi noapte, câțiva cărășei, cam două ore mai stăm și închem partida noastră la șalău. Saltul strapazanilor.
Asta e micuț. Pupăm și eliberăm. A scăpat aici. Ce vorbești? Nu ești trap. Bine, nici mare nu e. Dar e frumușel, da. O ceață care nu vrea să se mai ridice și un frig. Și alei trag, însă sunt strapazani mici. Am prins doi acum de când am venit la mal. Am și ratat unul la trăsătură, unul l-am scăpat aici în mal. Și cei doi care i-am prins erau sub dimensiune, unul am reușit să eliberez, unul din păcate a înghițit destul de tare. E acțiune, e activitate, sunt trăsături pe ceața asta puternică și acum am o trăsătură. Tocmai filmam un cadru. Nu știu dacă s-a văzut pe cameră ceva. E ceață, ceață. A 5-a, 6-a trăsătură în dimineața asta. Asta a venit pe cărășel. Un șalou superb. Acum de dimineață. Cum ziceam, sunt trăsături. E activitate pe ceața asta foarte densă. Acum încă unul de reținut așa. Foarte frumos. Mai stăm, mai stăm vreo oră, două și poate mai ciupim niște frumuseți de-astea de Dunăre.
Asta e moaca pe care am prins-o azi noapte în timpul live-ului și n-am filmat-o. Am promis că o eliberăm și o să o eliberăm, bineînțeles. Fugi! Gata, încheiem partida noastră aici pe zona Călăraș. O super partidă de șaleu până la urmă. Somnul ne-a dezamăgit așa cum ne-a dezamăgit tot anul. Doar la deschidere un pic în luna iunie a fost ceva activitate bună la somn. Apoi, pe zonele pe care pescuim noi de obicei, somnul a fost complet inactiv. Pentru că Robert a insistat foarte, foarte mult pe somn, cu fel și fel de monturi și a ținut lansetele în 80% din timp pe somn, n-a avut acțiune la șalău, doar 2 strapazani. Alex a prins bine șalău, cred că cel mai mare, peste 2 kg, el l-a prins. Am și eu 2, tot așa frumoși, spre 2 kg. Mulți șalăi prinși, mulți șalăi eliberați, strapazani. O altă moacă eliberată azi noapte prinsă în timpul live-ului, pe care n-am apucat să o filmăm, însă o să arătăm acum și eliberarea. Am prins-o azi noapte în timp ce făceam live. Șalăi am prins mulți, destul de mulți, cred că peste 15 bucăți în total, cu tot cu ce am eliberat, deci a fost acțiune bună pe guvid și pe cărășel, pomerile cu care am venit pregătiți. La feeder a fost ciupeală, adică nu era cursivitatea care trebuie. Mai mult în prima zi, a doua foarte zi. Foarte rar, foarte rar. Foarte rar și nu pește mare. Nu. Deci pe zona asta se pare că șalău, principala ținta noastră la această partidă, a fost aici unde ne așteptam să fie. Am pescuit foarte des pe locul acesta, de obicei toamna fac aici ieșiri pe zona asta de pescuit la șalău și nu ne-a dezamăgit. Și șalei mai mici și șalei mai mari, însă a fost activitate și dimineața și seara, a tras și azi noapte, vreo 2 șalei azi noapte. Azi dimineața chiar a fost ceva acțiune pe ceața aia puternică. Ați văzut acțiunea și de pe barcă, ați văzut că somnul rămâne în continuare inactiv total. O să plece și Mihai acum cu barca de aici de la tabără. Cam asta a fost partida noastră. Membrii susținători, dacă doriți să ne vedem la o partidă de pescuit, vă invit să deveniți membri, să susțineți fiecare care cum puteți proiectul nostru. Asta a fost partida, suntem cam obosiți așa, nu prea ies cuvintele cum trebuie, dar... Frig, noaptea, deja e frig, cel puțin a doua noapte mi s-a părut mult mai frig decât în prima noapte. Ați văzut și voi toată acțiunea noastră de la partida asta. Sper să ne vedem curând și cu cei doi, cu Robert și cu Alex. Alex pe Alex l-ați mai văzut de atâtea ori pe canalul nostru de YouTube. O să ne mai vedem probabil anul viitor și cu Robert. Asta a fost partida. Ieșiți pe Dunăre, șalăul mănâncă. Noi am avut succes. Vă dorim și vouă fire întinse. Doamne ajută. Ne vedem pe la Cernavodă în iarnă? De două ori minim. De două ori minim. Poate vine și Robert. Poate am și mai mult timp. Categorie. Ce să zicem, fire întinse, asta a fost partida, păstrați malurile Dunării curate, iubiți natura, iubiți Dunărea și până la o nouă partidă pe canalul de YouTube doar pentru dunăreni, să fiți sănătoși cu toți. Fire întinse, băieți. Numai bine, salutări.